dulce și duioasă mamă, adesea încerc să te alin. Văd că te cuprinde o teamă și în jurul tău există chin. Te văd cu ochii plini de lacrimi, cu gândul Fredon prin veac, și mă gândesc la câte patim n-ai reușit să ai un leac. Doamna Eugenia, bună seara! Eu o să mă prezint, mă numesc Elena și sunt curierul online Florării Emoții.media. Suntem la curent, noi și întreaga noastră echipă, că vă sărbătoriți astăzi ziua de naștere. La mulți ani frumoși și toți prosperi de acum încolo. Spuneți-ne, vreo frumos, cine lipsește astăzi de la ziua asta atât de importantă? Cine nu este aici? Băietul meu, Andrușa, cu Nora, Diana, cu nepoțica Daniela, cu scrui la lucru. I-ați enumerat pe toți, dar l-ați scăpat pe ficiorul lui Yuri. La Ispania. Da, să știți că această surpriză vine din partea lui. Vă iubește enorm de mult și vă transmite prin intermediul nostru surprize să facă ziua asta mai frumoasă, mai deosebită decât celelalte. Aveți o tortă extraordinar de gustoasă, în formă de inimă și cu inscripție la fel de frumoasă, la mulți ani, mamă. Este pentru dumneavoastră și eu sunt sigur că la măsută de sărbătoare o să vă prindă bine. Mulțumim! Aveți și orhidee, la fel de frumoasă, cu o culoare deosebită. Eu sper că ea să vă aducă dragoste astăzi în casa dumneavoastră, în suflet, și să o păstrați și să vă aducă aminte de ziua de astăzi. La fel, o să vă rog frumos să o primiți, o să vă ajute cineva cu torta, da? Așa. Aveți un spumant absolut gratuit din partea noastră. O să-l serviți la fel cu oaspeții și cu oamenii noastre dragi la chip și suflet. Aici aveți un coș cu fructe, plin, cu vitamine. Dar sigur, vă prinde bine în această seară și pe viitor. Mulțumim! Și să știți că pe lângă surprizele astea atât de frumoase, flori, dulciuri și vitamine, aveți și niște cuvinte frumoase din partea lui. Dacă îmi dați voi, eu am să le dau citire. Mamă, primește felicitările noastre cu această zi în care te-ai născut. În această zi îmi amintesc întotdeauna de copilărie. Mamă, îți doresc să fii răsfățată de soartă așa cum am fost în copilărie răsfățat eu de către tine. Îmi doresc ca viața să-ți dăruiască cele mai plăcute daruri. Să nu fii zgârcită în bunătate pentru tine, să fie generoasă, cu zâmbete și să facă totul pentru fericirea ta. Doresc ca în ochii tăi să lumineze mereu speranța, iar chipul tău să nu se întristeze din cauza despărțirii noastre. Mamă, suntem din același sânge, dar și spiritual suntem aceiași. Vreau ca sufletul tău să cânte, iar inima să iubească. Vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare moment minunat al vieții mele, pentru trecutul interesant, pentru viitorul misterios și pentru prezentul fericit. Stai liniștită că iubesc și sunt iubit. Mult optimism și putere spirituală. Mulți ani încă înainte. Al tău fecior, Iura și familia sa. Aceste cuvinte frumoase sunt din partea lor. Să știți că vă iubesc și aș dori să fie astăzi aici lângă voi, să vă cuprindă, să sărbătoriți împreună, să vă bucurați împreună de această zi frumoasă. Și să știți că acest moment se înregistrează acum și aveți o ocazie în plus să le transmiteți acum și aici un salut și un mulțumesc de aici, de acasă. Mulțumesc frumos, Iura și Rodica și Marcelina. Vă dor de ieri, de aici. Și sănătoși voi și cred că acum v-ați așteptat la surpriză. Pe ne-a prins de veste. Noi am găsit adresa. Mi s-a dus. Mi s-a dus oastea și azi e altă, dacă am nu la același timp. Nu e problemă. Surprizele cred că sunt binevenite oricând, în orice moment. Eu vă doresc să aveți parte de așa surprize cât mai mult, cât mai des. Să vă revedeți cu cei dragi, chiar dacă sunt departe, cu sufletul, să-i simțit aici alături. E modata. Măcar așa. Dacă nu mai mult, măcar așa. La mulți ani frumos din partea noastră și este de-a Domnul să ne mai revedem cu noi surprize. Surpriza va, plăcere vă aparține. Tu ești o stea din carul mare, ce nu-și găsește locul ei, și de atâta supărare
să-i dai, Doamne, sănătate. Cât pe pământ va mai trăi și de dureri s-o ții departe în anii care